un tată bogat, dorind ca fiul său să știe ce înseamnă să fii sărac, l-a dus să petreacă câteva zile la o familie de țărani. Fiul a stat trei zile și trei nopți la țară. Revenind la oraș, în automobil, tatăl l-a întrebat. Ce părere ai de experiența avută? Bună, îi răspunse fiul, puțin rezervat. Ai învățat ceva? Insistă tatăl. Că noi avem un câine, iar ei au patru. Că noi avem o piscină cu apă tratată, care ajunge până la jumătatea curții. Ei au un râu întreg cu apă cristalină, cu pești și alte lucruri frumoase. Că noi avem lumină electrică în grădină, dar ei au stelele și luna pentru a ilumina. Grădina noastră ajunge până la zid, a lor se întinde până la orizont. Noi cumpărăm mâncarea, ei o gătesc. Noi ascultăm CD-uri. Ei ascultă simfonia continuă a păsărilor, greierilor și a altor mici animale. Toate acestea, însoțite adesea de cântecul unui vecin care își lucrează pământul. Noi folosim microondele, ceea ce mănâncă ei are gust de foc lent. Pentru a ne proteja, ne înconjurăm de ziduri cu alarmă. Ei trăiesc cu ușile ca și deschise, protejați de prietenia vecinilor. Trăim conectați la telefonul mobil, calculator. Televizor, Ei sunt i-conectați la viață, cer, soare, apă, verdele câmpului, animale, la umbră, la familia lor. Tatăl rămase impresionat de profunzimea fiului său, cel din urmă concluzionă: Mulțumesc că mi-ai arătat cât de săraci suntem. În fiecare zi ne simțim săraci, observând natura, care este grandioasa opera lui Dumnezeu. Ne preocupăm doar de a avea, a avea mai mult și tot mai mult în loc să ne preocupăm de a fi.